Da, am revenit în sala sporturilor din Târgu Jiu. Bine v-am găsit, dragi iubitori ai handbalului, vă spune Alin Pieptan, care vă invită să urmăriți prin intermediul TV Sud în direct cel de-al doilea meci de pregătire al Energiei Târgu Jiu în compania formației sârbe Râmnicii Cracoievați. În meciul de aseară, care s-a consumat imediat după prezentarea lotului echipei de handbal gorjene, elevii lui Liviu Andrei și-a reușit să învingă destul de confortabil, a spune eu, 34-26, la pauză 17-11, formația din Serbia. Această partidă amicală chiar va fi ultimul test înaintea primului meci oficial din acest sezon pentru trupa lui Andrieș. Miercurea viitoare, după cum știți, se va disputa la București, în sala polivalentă, Supercupa României, care va deschide practic sezonul handbalistic din acest an. Acestea fiind spuse, haideți să ne uităm puțin și peste foaia de joc. Cel puțin la Energia se pare că nu este nicio problemă față de ceea ce am văzut ieri. Nu lipsește nimeni. A să încerc foarte repede să trec în revistă numele jucătorilor de la Energia. Mai întâi, șaptele trimis în teren de Liviu Andrieș. S-a început cu Țenghia în poartă. Iată dacă ieri Șelarul debuta de la începutul meciului. De data aceasta Țenghia, iată că a primit și primul gol. Este 1-0 în acest moment pentru formația sârbă. S-a întâmplat și ieri, însă până la final s-au răsturnat lucrurile. Revenind la primul șapte, Chiruț conduce în acest moment atacul echipei gorjene, a Catrinei, o echipă cât de cât aproape de cea probabilă, probabil, la începutul acestui sezon. În extremă este Mledenciu și Dediu. Cam asta ar fi primul șapte. Această partidă. Revenim cu prezentarea celorlalți jucători de la Energia: Iancu, Nistor, Bejinariu, Chiruț, Târzioru, Țuțu, Șoldănescu, Șelaru, Păunică, Enache, Giotoiu, Mănescu, Bucătaru, Dediu, Stoica, Bogdan Mănescu și Constantina Gheorghe Sabin. Astăzi s-a schimbat cupul de arbitru, suntem fluierați, cum se spune, de un cuplu din Gorj, un cuplu local. Iată și primul gol, am asistat la primul gol al echipei Energia Târgu Jiu. Însă, înainte de a reveni la partid, am și un invitat pentru acest meci. Mă va ajuta în cabina de comentator să tragem câteva concluzii asupra acestui ultim test înaintea debutului oficial. Alături de mine este Narcis Criciotoiu, un fiind specialist de altfel al fenomenului handbalistic. Narcis, bine ai venit pentru prima oară la microfonul TV Sud. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat pentru a fi împreună cu dumneavoastră la acest post de televizare să comentăm un meci de pregătirea echipei noastre fanion al handbalului gorjean și al Olteniei, în primul rând. Da, încă am rămas echipa care reprezintă Oltenia în acest moment la nivel de prima ligă. Da. Ai fost aseară la... Ai urmărit aseară măcar la... Din păcate, nu am avut puține probleme și nu. Chiar mi-a părut foarte rău că n-am putut să văd. Nu nimic, poate astăzi trage alte concluzii. Bineînțeles, da. Pe care noi l-am tras aseară de profesorul Todea. Narcis, deja spuneam în tradiția de aseară că sunt trei jucători tineri la Energia. Frații Mănescu și Constantina. Constantina, am înțeles că este chiar format de tine. Da, este la profesorul Borun. Eu
ținând cont că am fost și profesor la liceu sportiv timp de 16 ani, după aceea m-am mutat la școala generală numărul 6, știu foarte bine acest fenomen. Sunt niște copii de viitor, copii care au muncit și se vede rezultatele care au obținut. Ținând cont acum să fac așa puțin și o pledoarie asupra handbalului, mai ales masculin, de la nivel... Da, statul este întrerup. Iată, Erenzia a reușit să egaleze prin numărul 7, Adrian Chiruț, o frumoasă pătrundere finalizată cu gol. Scorul este 2-2, minutul 5 al primei reprize. Revin la ce spuneai, Narcis. Mă referam la sportul nostru de juvenil, la nivel de băieți. De-a lungul timpului, deci în 12 ani de activitate, mai multă activitate față de anii înainte, mai ales din 2000, cam aici este anul perfect care putem să discutăm până în zilele noastre, am avut și chiar mai avem 7 jucători la Centrul Național de Excelență de la Sighișoara, care este o chestie extraordinară. Da, amintea și domnul Todea despre asta. Știi tu, la o generație din 20, la 2 ani, dacă iasă 2, 3, 4, deja e... Bineînțeles, a cam ieșit. Eu știu foarte bine fenomenul că am fost și antrenor la lotul național de... un fel de, cum să zic, un de îndrumător la o tabără de pregătire și am văzut toți copiii. Chiar de aici avem, în primul rând, pe Mlădenciu, care e al nostru, care a fost la centru, pe Țenghia, care a fost la centru, cei doi care au fost acum la lotul de tineret, deci niște copii care, dacă le dăm speranțe și încredere, o să crească, evident. Da, între timp, sârbii au revenit la conducerea meciului. Cel puțin deocamdată Craguievaț conduce cu 3-2. Acatrine ia o acțiune pe cont propriu și marchează pe cotul scurt. Dacă pe debutul meciului de ieri seară sârbii s-au dovedit a fi un adversar destul de solid, până la urmă energia s-a desprins pe finalul primei reprize. S-a mărit și diferența, iar până în cea de-a doua parte a acestei partide, după cum spuneam, formația antrenată de Liviu Andreș a terminat cu numai puțin de 8 goluri în avantaj, 34-26. Revenind însă la meciul din această dimineață, s-a ferat între timp un 7 metri. Cred că Șoldănescu a fost cel care a faultat. Bun, a fost și apărare semicer, că face semn cuplul de arbitri. Să vedem dacă Țenghia va putea să intervină la această aruncare de la 7 metri. O face și iată prima paradă de la punctul de la 7 metri pentru tânărul portar venit de la Steaua. Apropo, cum ți se pare Țenghia? Țenghia știu de mic, știu din clasa 9. Pe Țenghia este un portar, a fost și va fi de viitor. Ne-a făcut și nouă ceva zile fripte sezonul trecut. A făcut și a pus, având în spate și la Steaua pe... Da, se pare că încă nu s-au încălzit cei de pe poziționare, însă pare destul de încălzit Țenghia. A doua intervenție consecutivă și variantă de 1-1, Sârbii scăpa să iar pe contraatac. Cam scârție puțin poziționalul energiei, bag de seamă, deși acesta ar trebui să fie probabil primul 7. O nouă ratare, Sârbii pierd și la rândul lor mingea. Extremă, Bejinaru, foarte, foarte să pasă, bine l-a văzut acolo pe Răzvan Mledenciu, care a reușit să restabilească, de fapt, am intrat la un gol avantaj pe tabel, a fost 3-3, acum este 4-3 pentru Energia Târgu Jiu, un gol frumos, deși Energia intrase puțin în criză de idei. Ne aduceam parcă aminte de sezonul trecut, Narcis, când
pozițională energiei scârțea serios. Da. Vreau să revenim la chestia cu Țenghia, cum am zis, la stau, l-a avut în spate pe Lavciac și se vede. Se vede că a avut un exemplu și l-a mai și învățat. Și a și învățat. Lavciac, mult sigur. A avut foarte mult de învățat de la Lavciac. Acum a fost mințit, cum să spun. Asta se mai întâmplă. Da, ar fi, la șapte ar fi ideal. Ideal ca portai asta apărător. Credenciu a încercat acum să surprindă pe goalkeeperul sârb de la mare distanță, însă acesta a intervenit. Mingea rămâne în posesia energiei, asistăm la un atac pozițional al formației gojene. A Catrinei, către Chiruz, din nou a Catrinei, Dediu. Se înalță Dediu foarte bine. Aruncare frumoasă pe la șort, aruncare foarte frumoasă din săritură. Portarul deja plecase și a întors-o foarte bine. Se vede experiența lui Dediu, care e un jucător de... Și la echipele la care a jucat, să nu uită la ce echipe a jucat. La Bacău, la Steaua, la Suceava. Corect, are o carte de vizită destul de... Bogată, da. De experiența pe care a acumulat-o. L-am întrebat ieri și pe Dan Ilieș, care a fost la microfonul TV Sud. Da, uite o paradă și pentru portarul din Serbia. Și ieri au avut o evoluție constantă ambii portari din Serbia. Nici al nostru ne... Răspunde și golkeeperul nostru. Nu mai poate face însă acum. Iar egalitatea revine pe tabela de marcaj 5-5, minutul 11. Revenind la problema de care încerca să vorbim. Cum crezi că se va descurca energia în sezonul ăsta? Sau care crezi tu că vor fi punctele forte? Ce ne-a lipsit și domnul Todea și Dan Ilie spuneau că postul de conducător de joc a fost unul care a creat cele mai mari probleme prin accidentarea lui Mota sezonul trecut. Tu ce crezi? Suntem perfect acoperiți în acest sezon? Eu zic că acum da. Acum suntem acoperiți. Ținând cont după, asta e părerea mea și eu știu pe Păunică că la Bacău juca și centru. Se poate fi folosit și pe centru. După aceea l-a făcut extrem stângă Eliodor Voica. Dar variante acum sunt. Acum echipa este completă, e pe toate posturile, sunt valori egale care se pot suplini unul pe celălalt. Da, mi-aduc aminte că sezonul trecut mulți așteptau aproape totul de la... De fapt a fost meciul în care Catrine a dus trena. Da. Și tot la fel stau să mă gândesc că s-a mai întâmplat cazuri în care Catrin n-a fost în formă și e cam rău să spun un singur jucător. Așa este. Acum mai sunt variante și cu Mănescu Bogdan și cu Mlădenciu se poate folosi pentru a se odihni. E un jucător de volă și nu poți să te lipsești la momentele cheie dintr-un meci de Catrin. Dar acum, ținând cont că anul trecut, cum ați spus, că a fost singurul aruncător, acum 9 metri, deci este o echipă de aruncători. Pe hârtie aveam, mai aveam și pe partea alaltă. Da, pas și fault. A fost la un pas de eliminare. Bine, nu s-a acordat nici cartonaș și galben. A fost o ținere de tricou. Se putea acorda totuși un cartonaș galben. Până la urmă, 9 metri pentru energia. Da, spuneam de faptul că existau doar pe foaie, practic pe teren s-au încercat mai multe soluții, a venit Vlastoica, n-a mers, n-a confirmat, din punctul meu de vedere nu mi s-a părut un jucător care să... Nu s-a acomodat. Eu pe Vlastoica am știut tot la fel, de la Centrul Național de Excelență, când a fost, după aceea, dacă vă aduceți aminte, la CSM acum 2 ani de zile, când avea CSM o echipă foarte slabă, de-abia cu mulți juniori și cu asta, el a fost liderul echipei atunci. Deci este un jucător care... Dar are nevoie cumva de meciuri? Nu are ceva. Nevoie. Bine, la CSM-ul era rezervă. Rezervă de lux, da. Dar este un jucător care ambițios și... Frumoasă, a călcat semicercul însă. Atacul revine energiei de la scorul de 6-5, minutul 13. A Catrinei, un pas foarte bun către extremă la Medenciu. Foarte bine. Răzvan Medenciu înscrie pentru 7-5. Minutul 13, spuneam, energia, iată, se detașează la 2 goluri. Să sperăm noi că își va încălzi motoarele.
Mai ales țin să reamintesc că este ultimul test înaintea debutului oficial. Apropo, Nacis, cum vezi duelul acesta? Se poate vorbi de un anumit echilibru la duelul din Supercupa României, mai ales că Minaur vine din postura de campioană, vine din postura echipei favorite, vine din postura echipei care a mai investit, pe lângă ce avea, mai adus în această vară. Minaur a adus niște jucători foarte valoroși, care au reprezentat în Champions League și va fi un meci echilibru, părerea mea. E la aproape de finish, la fiecare echipă acum sunt pe linia dreaptă, în pregătiri. Și nu va fi un meci chiar așa de ușor și ce am văzut și la turneul de la București, energia începe greu, dar termină foarte bine. Ce am văzut ultimele două meciuri. Da, aici e vorba de un singur meci și în fața unei echipe cu jucători cu mare Minaur, e cam greu să revii. Nu? Da, este. Deci, până la urmă, cel mai indicat ar fi să încep bine încă de la început. Început. Încă din primul minut. Ce am citit și eu prin presa de specialitate, am înțeles că deja un post este ocupat, adică de primii 7, mă refer la Baia Mare, cel de centru, este acel rus care a venit de la Dinamo Minsk, dacă nu mă înșel, sau de la Zvașa, care este un jucător cu foarte mari calități și restul e o muncă foarte mare și acolo, pentru a prinde un loc de titular în echipă. Am uitat, în ce scuze, și de extremă dreaptă, care am văzut că Ivan Cictu la fel. Cele două post sunt ocupate deja la Ungur. Da, ia un jucător cu o carte de vizită impresionantă. Nu mai pomenit, extra, da. Jucător de Naționala Ungariei, de altfel. La Veszprém, care... La Veszprém. Fost coleg cu regretatul Marian Cosma. Exact, da. Revenim la joc. Iată, sârbii se apropie din nou la un gol, 8-7 în acest moment. Minutul 15, am ajuns așadar la jumătatea acestei reprize. Energia, văd că mizează deocamdată pe același șapte cu care a început meciul. Chiruț este dirijorul din teren, pozițional pentru Energia. A Catrinei. Încearcă a Catrinei de la distanță, însă portarul sârb nu este deloc un începător. Da, eliminare, 2 minute, i-a prins brațul. De la spate, de fapt. Împingere, da. Este clar faza de eliminare. Dacă nu mă înșel, Beșinariu, care a fost eliminat. Da, Beșinariu Florin. Faza clară de contraatac. Soldată cu eliminare și aruncare de la 7 metri. Nu mai poate face nimic Țenghia. Sârbii revin la egalitate cu Energia după minute bune. Minutul 16. Atacăm în 5 oameni în acest moment. Iancu a intrat în postul de extremă. Dediu, Chiruț, A Catrinei și Mledenciu. Au trecut la apărare avansată 5-1 formația sârbă. Foarte bună pivotare acolo, 7 metri. 7 metri la fel de clar ca și cum a fost în urmă cu câteva secunde la formația din Serbia. Mledenciu deja și ajudecă balonul, fiindcă el pare în acest moment principalul executant al aruncărilor de la 7 metri. Cum ți se pare, Narcis Mledenciu? E un jucător de pentru 7 metri, e, cel puțin ieri n-arata nicio aruncare. Este de viitor, s-a văzut și acum, a cooperat foarte bine cu pasta lui Iancu și s-a transformat în acest 7 metri unde l-a transformat. Este un jucător de viitor, este un jucător care poate, îl știu foarte bine de mic, și un copil, și să ne mândim că e al nostru, Gorjean, în primul rând. Că asta practic s-a reîntors. S-a reîntors. I-a prins bine și experiența care a avut. Evident, la un pas de forțare, da. Ceea ce se și întâmplă. Forțare, da. S-a și dictat forțare. Arbitru a șovuit puțin înainte de a fluiera. Se și vede că jucătorul stă nici n-a comentat și a dat seama că a făcut o greșeală. A lăsat mingea. Energia încearcă să construiască la scorul de la 9-8
minutul 18 încearcă să construiască energia în 5 oameni, încearcă să găsească din nou drumul spre gol. Chiruț este conducător de joc, este din nou luat în primire, o apărare 5 plus 1, nu, greu, e greu, e greu de acolo. Noroc că s-a ferat fault. E greu pentru Bredenciu să pătundă din acel unghi. A Catrinei, da, era probabil cea mai probabilă rezolvare. O minge pe A Catrinei și o aruncare acestuia. Din sezonul trecut, minutul 18 în aceste momente, sârbii sunt pe un atac pozițional în... Nu mai sunt în superioritate numerică, voiam să spun, fiindcă eliminarea de 2 minute a lui Beșinariu a expirat. De Diu pasează lui A Catrinei, încearcă un coechipier de marcat, găsește în pe Beșinariu. Bună faza, însă a fost căzută. Bine că s-a ferat fault. Iată primul timeout cerut de antrenorul Energiei, Liviu Andrieș. Probabil că a sesizat că poziționarea Energiei merge cam greu în aceste momente. Așa am văzut și seamănă puțin meciul de astăzi cu cel de aseară. Narcis a început să în echilibru, încet de ce energia s-a desprins. Da, nu, se desprind, deci... Totuși, spuneam și asta, sârbii nu trebuie subestimați niciodată, chiar dacă e vorba de niște tineri handbaliști, mai tineri handbaliști. Da, nu trebuie. Sârbii știți cum e, au sângerea de sârb, nu cedează niciodată. Da, e o echipă totuși schimbată față de cea din sezonul trecut a celor de la Ranichi Kragujevac. Da. Având în vedere că le-au plecat 6-7 jucători de bază, acum în acest sezon mizează pe mulți tineri. Au mai rămas într-adevăr și din echipa veche vreo câțiva jucători cu experiență, însă marea majoritate este formată din cei mai tineri. Locul 5 ocupat la finalul sezonului trecut, 2014-2015, după play-off pentru Ranichi Kragujevac. Gândindu-ne că și antrenorul este de valoare, a fost la Timișoara, dacă vă aduceți aminte. Da. Antrenorul a fost la Timișoara vreo 2 sezoane. Dacă nu mă înșel, după ce a avut o pauză, el a revenit. Mă întorc experiență și un antrenor bun. Da, schimbare de linii între timp la Energia. A intrat Andrei Nache, Piticu va încerca să dirigeze atacurile Energiei. A intrat și Mledenciu, o surpriză plăcută în meciul de aseară. Mănescu. Îmi cer scuze. E vorba de unul dintre cei doi frații Mănescu. Am învățat cu Mledenciu, că am scris de Da, exact. Țuțu caută o pasă în extremă și de acolo finalizează Paul Giotoiu. Nu din centru, aproape ca o extremă a finalizat, însă pivotarea a fost clar de pivot. Acum se vede cât de cât că s-au mai consolidat puțin, că la primul meci când a văzut și-o cu Reșița, parcă ziceai că la trial, fiecare lua mingea, dădea cu ea, nu se mai știa, dar acum se vede că s-au mai legat așa puțin. S-a lucrat și pe faza de atac, nu numai se vede faza. Că... Da. Sunt curios însă cum va alege faza de apărare Liviu Andrieș. Iată o nouă intervenție pentru Țenghia. Dacă nu mă înșel, este a cincea intervenție din acest meci pentru tânărul portar venit de la Steaua. Nu. E cam greu să arunci de acolo. Ții cu om în față. Era destul de previzibil de aruncarea. Suțul calmează. Da. Exact. I-a răpit. Beșinariu, Suțu, Enache. Mănescu. Îl așteaptă pe Mănescu. Și Mledenciu așteaptă probabil din nou o fază. O succesivă cel mai probabil. Și-au schimbat și portarul. A intrat tânărul Bucătaru. Da, Bucătaru, venit și el participant la campionatul mondial. La campionatul mondial din Brazilia. Între timp o eliminare pentru un jucător al formației din Serbia. E
Mi s-a părut totuși eliminare clară, două minute, Energia va beneficia de un om în plus. Mledenciu din nou față în față cu goalkeeperul Plav. Să vedem dacă va ține de la procentajul lui de 100% de până acum. S-o gătim și partida de aseară, bineînțeles. Există câteva tergiversări acolo, probleme la masa oficială. Banca tehnică celor de la Craguievaz nu par să înțeleagă ce se întâmplă. Mărturisesc că nici noi. Serviciu foarte rău, nu acceptă nimic. Da, tot timpul. Au de comentat, și antrenori și jucători tot timpul au de ceva de comentat. Foarte... Da. A încercat prea mult acum. Exact ce spuneam mai devreme, portarul exact. Sârb nu este deloc un începător. Se mai întâmplă. Și mai ales școala portarilor sârbi este una... Extraordinar, dar nu mai pomeni. Așadar, prima ratare pentru Răzvan Mledenciu. Prima ratare de la 7 metri. Încearcă în inferioritate numerică Craguievaz să fructifice acest pozițional. Agitație multă pe 9 metri acolo. Bună pătrunderea, frumoasă pătrunderea. Trebuie să recunoaștem o depășire și o aruncare exact la vincul, s-a dus mingea. 11 la 9 în acest moment, minutul 22, iată Energia, pierde mingea. Nu știu, la echipă... Aici mai este de lucrat Narcis, aici văd că mai este de lucrat. Și aseară am văzut destule greșeli de pasare, nesincronizări între jucători pe poziționat. Trebuie eliminată, pentru că nu mai e mult, asta trebuie eliminată. Da, e practic ultimul test, exact ce spuneam și înainte. Minutul 22, 11 la 9 pentru Energia în fața formației Sâmbera, Nichi Craguievaz. Cred că s-a aferat o forțare acolo. Pași, da. Nu am văzut prea bine, mă uitam pe foaia de joc de la meciul de ieri. Și am văzut acolo că cei mai buni marcatori au fost Dediu cu 7, apoi Mledenciu cu 5 și Acatrinei cu același număr de goluri, tot 5. Iată, sârbii vin din nou la un singur gol, de la 11 la 9 au venit la 11 la 10 acum, minutul 23, pe inferioritate numerică. Formația din Serbia vine la, marchează de două la rând și vine la un singur gol. Este exact ce am discutat înainte, pe sârb să nu-i neglijăm. Da, și ei tot timpul mai sau un... Și niciun meci nu seamănă cu celălalt, la ce s-a întâmplat și așa. Acum, parcă... 100% tot timpul Serbia. Aveam deja un avantaj destul de consistent la pauză, 6 goluri, 17-11 era seara. Acum însă, iată, cu 7 minute, mai puțin de 7 minute până la finalul primei reprize, Energia are un avantaj minim 11 la 10 și sârbii sunt pe pozițional, au șansa chiar să egaleze. Vorbeam înainte de apărare. Acum sunt variante de mai multe... Frumos! O adevărată lecție! O aeriană bine extremă a venit acolo jucătorul sârb, frumos și detentă și foarte bun simț al fazei. Bineînțeles că e o chestie lucrată la toate echipele. Și noi mai făceam. Da, Țuțu este faultat 9 metri. Pare puțin lipsită de vigoare echipa Energiei, cel puțin în această formulă acum. Sunt jucători care vor și Enache încearcă să-l găsească pe... No. Era acolo portarul, totuși. Bine că a reușit să recupereze Mledenciu pe contraatacul sârbilor. O nouă șansă pentru Energia să reintre în avantaj. Bun acolo Enache, bună pătrunderea. Probabil era singura variantă. Nu, n-am văzut. Da, cam... De vreo 2-3 minute Energia pare închisă de idei la... Atunci când ajunge pe pozițional, Narcis, mi se pare că... Se întâmplă ceva. Da, s-au schimbat liniile. Da. Sunt și ei timorați, eu și cred.
vor și îți prindă un loc și e normal. Când vrei să faci mai mult, atunci greșelile sunt mult mai mari și mai multe. Dar să sperăm că trec, că sunt jucători cu experiență, sunt jucători care... Da, de asta vorbeam de apărare acum, deci poate să... Deci mai multe variante de apărare, și un 6-0, și un 3-2-1, și un 4, deci se pot... Sunt mai multe variante până față de înainte. Până acum n-am văzut decât 6-0, deci 6-0. Din ce am văzut, cam asta o apărare în linie clasică, probabil că și în funcție de adversar, bineînțeles, da, fără doar, fără doar și poate. Portarie mică, Sârbi, normal. Nu înțeleg de ce nu s-a întors acolo, scuze că te-am întâlnit cu Narcis. Mingea ajunsese la pivotul Giotoiu, trebuia doar să pivoteze, atât. Atât, da. A preferat pasă... Își recunoaște, își recunoaște greșeala. E conștient deja. Da, iată, antrenorul sârb are ceva de reproșat un jucător. Îl scoate efectiv afară. Destul de orgolios și ieri nu mi s-au părut așa nervoși. Un gest foarte urât. Da, mai au puțin și se... Un gest foarte urât din partea jucătorului și... Se vede că e un jucător după cum arată cu experiență, deci n-a trebuit să... Care intră în conte cu antrenorul, mai rar vezi așa ceva la sârb. Da. Ținând cont că e și o echipă tână, ce învață cei tineri de la acel jucător. Da, bine, să sperăm că nu vor fi incidente. Da. Ar fi chiar culmea să fie incidente între sârbi. Între sârbi. Dar să nu uităm că poate nu sunt sârbi, poate el este de altă... Tot din fosta Serbia, dar poate să fie... O fi un bosnian ceva, da. Un croat, că da, acolo mai apare... Da, da, muntenegrean, o bosnian, da. Aia, muntenegreanii și sârbii sunt cam... Acolo, da, nu prea mai au nimic de împărțit. Ei chiar n-au avut niciodată nimic de împărțit. Ei, nu se știe. Da, jocul Serie A... De la scorul de 12 la 12, minutul 26 al primei reprize, faultat acolo Beginariu. 9 metri, energia încearcă în aceste momente să găsească soluții. Cred că înainte de a se termina această repriză, Liviu Andrei va cere un nou timeout. Nu cred, le păsează pentru repriza a doua. Acum e la sfârșit. Da. Avem atacul, sperăm să dăm gol și se mai schimbă puțin. Egalitate deocamdată, sper să intrăm măcar la pauză cu un avantaj. Un avantaj minim. Bine, în 5 minute, 4 minute și... Se poate întâmpla. 42 de secunde, mai exact, se poate întâmpla multe. Da, s-a reluat jocul, Enache, Tsutsu, din nou Enache, Giotoiu, Mănescu, Tsutsu, pas către extrem, na, era greu să scrie de acolo și a dat seama și a repasat mingea. Paș, sau mincior, ce s-a ferat? Nu a fost cam nimic. Dar mă rog, arbitru... Ceva au văzut arbitrii acolo. Arbitru a văzut mai bine. Schimbat un paș, schimbare de direcție, nu știu ce... Picior, ceva de picior. Paș n-a avut timp să facă efectiv, nu. Paș n-avea cum. Da, exact ce spuneam, tăiam au cerut. De sârbi. Cred că ambii antrenori aveau motive să ceară timeout. Da, vorbim de apărare. Deci sârbii nu sunt așa de cu tarie mare și de-aia se apără 6-0 cei din Târgu Jiu. E normal, cu tarie mică, sârbii să te apără 6-0. Avansat. Da? Avansat, dacă se apărau cu tarie mică, sârbii foarte... Bine, e un 6-0, dar e un 6-0 mai agresiv, puțin agresiv. Mai avansat. Puțin mai avansat, nu te lasă, nu stau acolo pe linia de 6. Dar nu văd pericol, deci de afară aruncător, de afară n-am văzut niciun gol. Până acum din partea sârbilor. Da, profitând de această mică pauză, să vă facem și un scurt anunț.
având în vedere că miercurea viitoare e un eveniment extrem de important pentru handbalul gorjean, Supercupa României, meciul dintre Energia Târgu Jiu și Minaur Baia Mare, care se va desfășura la București în sală polivalentă. Clubul de handbal Energia Târgu Jiu organizează excursie cu autocarul în limita 50 de persoane. În limita 50 de persoane și bilet asigurat de meci. M-am oprit pentru o clipă pentru că sârbii au intrat în avantaj. Iată, după foarte multe minute, sârbii au revenit în avantaj. După o primă repriză controlată, relativ de energia. Da, se încearcă acum o aeriană, mi se pare totuși prea mult de la scorul ăsta. Prea mult mi se pare și încercarea de bot a lui Bejinariu. Este a treia oară când se încearcă un asemenea procedeu. Portarul sârb, după cum spuneam, nu este deloc un începător. Norocul nostru că s-a călcat semicercul la această aruncare, la această pătrundere din extremă. O nouă șansă pentru energia acum de a egala. Frumoasă totuși pătrunderea, este finalizată cu gol de către Adrian Chiruț. Se restabilește egalitatea pe tabelă, 13 la 13, minutul 27 din prima repriză. Da, revenind la anunțul pe care vi-l propuneam mai devreme, excursia așadar la Supercupa României de la București între Energia și Minaur, 50 de persoane pot beneficia de transport și bilet gratuit pentru această partidă, una, sperăm noi, foarte frumoasă, care se anunță încă de pe acum. Deci doritorii ar trebui să se prezinte cât mai repede la sediul clubului de la sala sporturilor pentru a-și da datele personale și să se înscrie, evident, pe acea listă de 50 de persoane. Revenim la meci. Energia are în acest moment chiar șansa de a reveni la conducere. Reamintesc, 13 la 13. O pasă pe la spate. Suțu a apărut că nu mai vrea să mai urmărească acea minge. Deodată a încercat acum să blocheze. Bună și intervenția lui Bucătaru. Deși previzibil șutul de la distanță, a fost forțat să arunce la poartă. O nouă tentativă pentru energia. Forțare, evident, forțare. Chiar dacă a dat drumul la minge, a fost contact înainte și după aceea a dat drumul la minge. O nouă șansă erosită de energia în acest moment. Da, am primit și un număr de telefon la apropo de anunțul de mai devreme, la care puteți suna pentru a vă interesa de excursia la București în ziua partidei finala din Supercupa României dintre Energia și Minaur Baia Mare. Va fi plecarea la 9:30 de la sala sportului de dimineață, iar un număr de telefon vi-l pot oferi imediat, 0766 580 806. Vă va răspunde Adrian Eremia, cel care vă va oferi mai multe date și probabil, dacă vreți să vă înscrieți, veți vorbi cu el. Bun, revenim la această partidă. 14 la 13, energia, ultimul minut din prima repriză. Mai sunt 30 de secunde, să vedem dacă energia va intra cu avantaj la cabină sau nu. Sperăm. Sperăm să intrăm cu avantaj. Minim. Închidem acolo, ce puțin la finalul interior, se duce mingea foarte bine în extremă. Pare bun. Da, o acțiune bine închegată de echipa sârbă, care restabilesc egalitatea. Multe goluri, iată, în această prima repriză. A, era greu de acolo. Era greu. 14 la 14. Se termină aici prima parte a întâlnirii. Ar trebui să tragem ceva concluzii aici. Vom vedea ce se va întâmpla în a doua repriză. Narcis? Un meci de pregătire, de uzură. V-am zis, deci comparativ cu primul meci, acum se mai vede cât de cât o coeziune între jucători, o legătură între ei. Să sperăm că repriza a doua va fi alta.
mult mai atractivă din punct de vedere tehnic. Și da, tactic. Să nu uităm că înainte de toate este un joc în care se rulează tot lotul. Ne oprim aici, dăm legătura în studio pentru o scurtă pauză de 10 minute. Vom reveni cu cea de-a doua repriză în direct.